celor arhieroi ai batalionului 27 infanterii Nagoe Bafarab, care și-au dat viața sub culorile drapelului tricolor, plătind tributul suprem pentru susținerea și apărarea idealurilor și valorilor democrației, libertății și păcii, ceea ce ne reamintește nouă tuturor că libertatea se câștigă cu reale și grele costuri. Claudiu era căsătorit cu Elena Gheorghița și are o fetiță, Sara Maria, în vârstă de 1 an și 7 luni. Scorpionul negru Claudiu Constantin Vulpoiu s-a înrolat în Armata din Ceruri. Militarul căzut la datorie în Afganistan a fost înmormântat joi la cimitirul Sineasca din Bănie. Alături de rudele înduliate au fost și președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, ministrul de interne, Gabriel Oprea, și ministrul apărării, Mircea Dușa. Astăzi îl facem un erod al românilor, al statului român și al armatei române, sub ocotrântul postmortem Claudiu Constantin Vulpoiu. Spitalii români, de bun jurământ, jur să-mi iată țara chiar cu prețul vieții. Și atunci când bunul Dumnezeu hotărăște, o fac. Eu nu voi încerca să evoc viața și personalitatea lui Claudiu. De fapt, însă și prezența masivă a dumneavoastră aici mă scutește de acest lucru. Doresc însă să-l asigur pe Claudiu în fața lui Dumnezeu și public, în fața dumneavoastră, că dragostea noastră îl însoțește în eternitate. După slujba religioasă, Scorpionul a fost înmormântat cu toate onorurile militare care îi se cuvin pe măsura sacrificiului său. Un sacrificiu care i-a adus lui Claudiu Constantin Vulpoiu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler pentru militari cu un semn de război, dar care îl va ține veșnic departe de familia care îl aștepta să se întoarcă altfel acasă. Thank you.